Bună seara, oameni buni. Am ajuns la Aman, n-am filmat până acum că n-avea rost, suntem de pe drum. Toată gașca aici cu Diana, Mihaela, Crescent. O să mergem la hotel în seara asta, nu avem program și mâine dimineața la 9 vine Adel, ghidul nostru care a fost și ghidul Marian Adventure. Ne ia din hotel și o să mergem să vizităm o grămadă de lucruri interesante, de locuri interesante pe care o să le împărtășim, bineînțeles, și cu voi. A venit și mașina. A mers foarte repede. Adel ne-a aranjat protocol, n-am stat la coadă, ne-a trecut pe la pașapoarte, nici n-am oprit acolo și ne-a venit băiatul, ne-a dus pașapoartele la bagaje. Și a venit mașina să ne ia. Unde e valiza ta, Diana? Și o punem. Ia și valiza mea. Regele Hașemit a ordonat ca turiștii să fie primiți exemplar. Așa a zis? Din motivul ăsta ne-a băgat. Păi dar de ce nu i-a băgat și pe ceilalți atunci? Că numai pe noi ne-a băgat. Noi suntem turiști europeni. Păi erau mulți, că era jumătate din avion italieni. Hai Ștefan, intră la... La noi la Șicula se zice și reglă la căruță când stai în spate. Stau fetele în spate. Frumos aeroport. Foarte frumos. Am ajuns la Hilton în Aman. Acum ne cazăm. Au și un robot aici. Care se apropie de mine așa. E și îmbrăcat. Are și faine pe el. Interesant. Ștefan acum își face check-in, mi-a făcut deja. Și o să mergem să vă arăt și camera. Deci noi avem 16.05. Bine că ne-am grupat. Trebuie să-mi arăt camerele. 16.04. Voi cât aveți? Cred că în spate aici e viu. 1607. Ia să vedem camera. Unde punem? Gata. Push. Împinge Diana. Așa. Frumos, mare, modern, să vedem ce view avem. Se vede oraș, uite un zgârie nori acolo. Și foarte aglomerat la ora asta. Ce zice că e la etajul 21, bar sau ce este? Sky Hall. Ce e Sky Hall? Să vedem și baia. Nu se prinde becul, nu se prinde. Poate n-am băgat cartea. Da, trebuia băgat cartul, cred că. Are un duș foarte mare. Da, e o cameră spațioasă, ok. Gata. Merge să vedem și barul de la etajul 21 și ce se vede pe acolo și ne culcăm. Am venit la breakfast cu Mihaela și cu Crescent și cu Diana. Noi bem doar cafea că mâncăm o dată pe zi. Ștefan e puturos, a rămas în cameră să mai doarmă. În jumătate de oră vine ghidul să ne ia. Au o grămadă de lucruri la breakfast aici. Multe croasante. Pâine de asta specială cu unt. Foarte frumos hotelul, modern, nou, design foarte bun. Mihaela s-a îmbrăcat adecvat. Ce-s alea?
Alumii. Ok, thank you. Cartofiori. Nu știu ce e, balata, baid, mufhar. Hoh, heh, hoh, hoh. Condimente, fructe, bună dimineața, oameni buni, am întâlnit cu Adel, pe care sigur îl cunoașteți din vlogurile lui Marian Adventure. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, Adel, și o să plecăm azi în prima zi de tur. O să fie totul prin Aman, nu? Și prin împrejurii. Aman, Gerash și Ajlon. La ce distanță e Gerash și Ajlon? Gerash și Ajlon sunt aproape oarecum. Gerashul este la 45 de kilometri de Aman, în schimb Ajlon este la 75, doar că trecând prin Gerash. Trecând prin Gerash. Deci 75 de kilometri dus întors. În rest, în Aman este aproape, o să fie frumos. O să începem acum turul, vizităm două obiective importante din Aman. E vorba de Citadela și vorba de Amfiteatrul Greco-Roman din centrul vechi al Amanului. Apoi părăsim Amanul spre nordul țării, mergând prima dată la Ajlon, castelul, singurul castel islamic din Iordania. Apoi revenim la cel mai bine conservat oraș roman din lume, Gerash. Acolo vom fi astăzi. Mergem. Bă, vă rog. Unde e mașina? Unde le lăsi el vas? S-au dus băieții acum să-l aducă. Vreme frumoasă. Da, astăzi avem vreme superbă. Astăzi este ultima zi de săptămână în Iordania. De mâine intrăm în weekend. Noi, la noi, zilele libere, vineri și sâmbătă. Astăzi, de exemplu, după amiază o să fie forfot în Aman. Lumea care sunt în Aman vor să plece acasă și cei care sunt în afara Amanului să revină în Aman. Și atunci se face... Amanul devine un fel de parcare uriașă, să-i spun. Fiind Ramadan, acum sunt restaurante deschise la prânz, de mâncare. Da, sunt restaurante turistice, sunt deschise. Cele publice, de obicei, sunt închise. Sunt închise până seara, până după apusul soarelui, nu? Da, e interzis să mănânci, să bei, să fumezi pe stradă. Până la ce oră? Până la ora 7 seara. Până la punerea soarelui. Da, până la punerea soarelui. Și duminica la prânz se lucrează? E zica la noi lunea. Nu, nu, e prima zi de săptămână, cum e luni. Da. Da, e prima zi. Deci la ei, loc de sâmbătă și duminică, este vineri și sâmbătă. La noi, vineri și sâmbătă sunt zile libere. Și magazine deschise mai găsim astăzi? De obicei seara. Cel mai bine seara după 8-8 jumate. Așa pe timp de zi lumea e moloșită. Dacă n-a mâncat, n-a băut, n-a fumat, de asta. Dar după ce s-a mâncat după 8-8 jumate seara, totul este super. Vă rog. Da. A venit mașinuța. Vedem și da. Și eu mă bucur tare mult să vă avem ca oaspeți în Iordania. O să fie vreme frumoasă, o să avem timp din belșug și încât să vizităm și în lejeritate, desigur, fără alergătură. Asta e foarte important. Având în vedere că sunt puține obiective, dar și împărțite, să spunem, la mai multe zile. Și atunci vor fi bine. Mâine vom avea o distanță destul de mare de bătut, să spunem noi, până la Petra. Vom avea cu totul, cu o vizitare celor două obiective care le avem în program. Este vorba de Muntele Nebu și Mada, mă refer de mâine. Și apoi ajungem la Petra. Petra, între Petra și Aman sunt 230 de kilometri. Dacă punem cu ocolul la Nebo și Madava, sunt vreo 270 de kilometri mâine de bătut. Dar timp de belșug, toată ziua vom avea la timp, la dispoziție încât să vizităm aceste obiective. Probabil că vedeți că vorbesc așa rapid, fiind oltan. Ok? Ești oltean, da. Da, eu am trăit în... Da. Mihaila e oltean. Că... Serios, de unde? Da. Vâlcea, bă, fiica mea e la Vâlcea. Fata mea e acolo. E acolo, da? Da, fiica mea e la Vâlcea. Și stă în România? S-a mutat în România? Da, e măritată acolo. Fiica mea e măritată acolo și stă acolo. Am o nepoată de la fiica mea de, care are 16 ani, face 16 ani acum, mai. Să stăiască. Da, mulțumesc și ai dumneavoastră.
Și care e legătura noastră cu România? Păi am făcut facultatea acolo. Am făcut școală, dar momentan, după ce ieșim din Aman spre Gera, și atunci va fi timp să vorbesc și despre Iordania, să vorbesc și despre ce am făcut eu în România. Momentan hai să vorbim despre Aman. Merge? Da. Așa că să împărțim timp. Da. Bun. Astăzi avem în Aman două obiective de vizitat. Este vorba de Citadela și este vorba de amfiteatrul greco-roman din centrul vechi al Aman. Imens, o să-l vedem noi, amfiteatrul chiar de pe Citadela. Începe furfotă de Aman și aglomerație, după cum vedeți și dumneavoastră, fiindcă în postul Ramadan la noi începe serviciul destul de târziu, având în vedere că omul se culcă târziu, că se trezesc dimineața, da, în cam între 10 și 14 este programul în timpul postului Ramadan. În restul anului avem între 9 și 15 este programul de lucru. Au preferat că să trimită oamenii acasă, având în vedere că după ora 14 omul nu mai dă niciun fel de randament. Și atunci la ce să mai ții? Dă-i drumul acasă, stai doar, mă, să-și facă altă treabă. Și din acest motiv începe acum aglomerația de Aman astăzi. Și fiind joi, joi este ultima zi din săptămână la noi, deci practic de mâine este weekend. O să vedeți mâine dimineață, greu să vezi o mașină care se circule, deoarece lumea doarme mâine, se trezește târziu, pentru doar rugăciunea de vineri. De cele două obiective care le avem de vizitat, mergem acum la Citadela prima dată și apoi la amfiteatrul greco-roman din centrul vechi al Amanului și de acolo ne îndreptăm spre nordul țării. Vom vizita cele două obiective, castelul de Najlon, singurul castel islamic, dar și cel mai bine conservat oraș roman de lume. Este vorba de Geraș sau Gerasa, cum este denumirea originală. Desigur, înainte fiecare obiectiv o să vorbesc despre istoria. Fiecare obiectiv, ca să ne legăm istoria de ceea ce vom vedea și noi acolo. Aman, un oraș imens, capitala țării asta, cel mai important oraș din țară, cum ar veni, capitala țării, Aman. Un oraș imens, foarte mare. Se întinde pe o suprafață, să spunem noi, cam vreo 300 de kilometri pătrați. Est-vest, 60 de kilometri, aproximativ, nord-sud, cam 50 de kilometri. Foarte mare, capitala a țării. Trăiesc în Aman cam jumătate din populația țării. 5 milioane jumate locuiesc în Aman, cei mai mulți sunt concentrați în partea de est, acolo unde e zona mai săracă, să-i spunem, sau zona unde nu stă lumea mai bogată. Oamenii bogați stau cam în partea de vest. O să vedeți ce este în vest. Aici suntem cam spre vestul Amanului, unde stă lumea mai cu bani, lumea care are, să spunem noi, mai mult bani. Aman a fost un oraș mic, să-i spunem noi, până în anii 90, era un oraș pe 7 coline, cum este Iașu și Roma. Da? Actualmente s-a întins, după anii 90, atunci când au revenit cu frații noștri palestinieni, iordanieni care lucrau în țările Golfului. Când a început războiul din Golf, când Irakul a atacat Kuwaitul, noi ca iordanieni și palestinieni am ținut cu Saddam Hussein. Și a fost partea irachienilor. Și atunci, ca și pedeapsa pentru ei, au fost expulzați de acolo. A trebuit să revină în Iordania. Numărul lor destul de mare, jur de 4 milioane jumate de oameni care lucrau acolo, au revenit în Iordania. Mulți au preferat să vină să stea în Aman. În acest motiv s-a întins Amanul, după cum o să vedeți și dumneavoastră, într-un mod deosebit și foarte rapid. Cerința este foarte mare de locuință în Aman. Eu locuiesc în Aman. Eu din 2014 locuiesc practic în Aman. De fel, nu sunt din Aman. De fel, sunt dintr-un oraș care se numește Carac, de la Caracal, ca să-l țineți minte așa mai ușor. Da, și atunci, de acolo sunt eu, de fel. Începem vizita Amanului, după cum vedeți și dumneavoastră, intrăm în acest cartier, care se numește cartierul Abd Ali. Tot ce vedeți, aceste tunuri, de unde încep aceste tunuri, până la următoarele tunuri din capătul celălalt acestui cartier, această zonă toată din partea stângă, cum o să vedeți, toată aparține unui singur om, fostul prim-ministru al Libanului, dacă ați auzit de Rafiq Hariri. El, practic, deține acest cartier, această stradă. A fost plătit bine ca prim-ministru, înseamnă. A avut salar mare. Nu, e o familie foarte bogată și a preferat să vină să investească în Iordanie, deoarece în Iordanie este liniște, pace, armonie. Față de Liban, da. Să spunem, stabilitate economică. Motiv pentru care am vestit ceea ce vedeți și dumneavoastră în partea stângă. Tot ce vedem aici este unui singur om. Cel care deține actualmente, el a fost asasinat în 2006, cel care deține actualmente afacerea este fiul său, Saad Hariri, alt fost prim-ministru al Libanului.
el deține ce vedem noi aici. Este un cartier comercial, nu este cartier rezidențial. Să spun, hoteluri, magazine, supermarketuri, mall-uri, birouri și așa mai departe. O să vedem unul dintre cele mai mari mall-uri din Amman. Să știți că este foarte aproape de hotelul unde stați. Hotelul, mall-ul din stânga, uitați-vă. Da. Boulevardul se numește. Mall-ul Boulevardul. Mall-ul Boulevard, da. Până la ce ore este deschis, Adel? De obicei mall-ul rămân până la 1-2 noapte. A, timpul costului seara când ne întoarce putem să mergem. Sigur, rămân deschis până la 1-2 noapte. Facem un shopping agresiv. Da. În stânga aici avem, este vorba de Palatul Justiției. Aici în partea stânga, Palatul Justiției. Avocată sau judecată? Da, avocată. Avocată, da. Palatul Justiției în partea stânga, iar în dreapta conducerea Poliției Capitalei. Deci dacă ai ajuns în această zonă, dacă scapi de aici, nu scapi de ilalți. Deci oricum nu scapi. Da, oricum nu scapi, da. Păi să meargă mai repede șoferul atunci. Imediat în stânga vom vedea o cupolă verde, acolo este Parlamentul Iordanian. Acolo, uitați-vă cupolele aceea, da? Acolo este Parlamentul Iordanian, da. Parlamentul Iordanian. Unde e cupola aia? Da, unde e cupola asta? E sala unde se țin discursul. Aici uitați-vă o chestie super tare, oameni buni. Aici avem această moschee, moschee albastră. Arată foarte frumos. Superbă, da, această moschee albastră. Iar în dreapta, ia uitați-vă ce avem în dreapta, în dreapta, în dreapta. O biserică. Față în față cu moschee. Față în față cu moschee. Ne desparte doar o stradă. Armonie, respect, toleranță, înțelegere, iubire. Cu toții credem într-un singur Dumnezeu, restul sunt detalii. Avem loc cu toții să trăim pe acest pământ în pace. Da. Este loc pentru noi toți. Numai să trăim în pace. Asta e foarte. Cine credeți că vine la aceste obiective de cult? Musulmanii vin la moschee, creștinii vin la biserică. Seara se întâlnesc sau la prânz se întâlnesc, se vizitează. Sau se căsătoresc. Se căsătoresc. Deci toate. Deci relații extraordinare. Mai este încă o biserică aici în dreapta. Se numește Bună Vestire, această biserică. Ok. Zona din stânga de aici este vorba de fost această parcare. Înainte era un fel de talcioc, unde se vindeau tot felul de mărfuri la mâna a doua. Actualmente a fost transformată în parcare, deoarece talciocul ar fi stricat faima cartierului Hariri. Și atunci a fost, să spun, dus în altă parte acel talcioc și s-a făcut această parcare gratuită pentru cei care doresc să meargă la pelerinajul de la Mecca. Aici sunt multe firme care duc pelerinii musulmani, asta vedem și autocare. În Arabia Saudită. În Arabia Saudită. Duc pelerini și atunci parcarele în Amman sunt foarte scumpe. Aici acestea sunt gratuite doar în baza biletului că te duci la pelerinaj. Și la acest motiv mașinile sunt asigurate și nu se plătesc absolut, se plătește absolut nimic în la această parcare. De la următorul semafor acum o să urcăm spre alt cartier care se numește Hussein, dar trebuie să vorbesc despre istoria, acestui oraș. Să știți că s-a stat și au fost găsite chiar obiecte care aparțin epoca de piatra celei vechi, cu 40.000 de ani înainte la Hristos, chiar în Amman. Dar înainte oamenii erau nomazi. Nu erau stabili, adică nu stăteau într-un singur loc. Unde aveau apă și hrană stăteau, cum se termina una sau alta, îi plecau, nu rămâneau acolo. Și atunci, civilizația cu adevărat a început cam în secolul 7 înainte nașterii lui Hristos. Foarte aproape de centrul vechi al Amanului a fost descoperită ceea ce este numită cea mai veche comună de lume. Au fost găsite 25 de case legate între ele sistem rotund, în mijlocul lor un templu. Sub acel templu au fost găsite 34 de statui. Controlând acele statui cu carbonul radioactiv au fost datate la anii 6500 înainte nașterii lui Hristos. Foarte vechi. Vom avea plăcere să vedem în aceste statui în muzeul de pe Citadela. De atunci a început lumea să stea. De ce? Pentru că înainte era un râu, se numea râul Amanului, care a dispărut cu desăvârșire din cauza lipsii de precipitații. Stăm foarte prost cu apa în Iordanie și în acest motiv prezența apei trage lumea să se așeze și atunci oamenii s-au așezat în acea perioadă. Atunci, să spunem noi, a început lumea să se așeze în această zonă, zona Amanului mă refer. Dar civilizația cu adevărat a început în această zonă din secolul 12 înainte de nașterea Hristos, când Iordania a fost împărțită în trei regate. Regatul Amonit, unde suntem noi actualmente, regatul Moabit, vom ajunge mâine regatul Moabit, vom ajunge mâine și la regatul Edomit. Cele trei foste regate, toate cele trei regate erau est-vest. De ce? Că să aibă cele trei regate ieșire la Marea Mediteraneană, în partea de vest, unde e Palestina actualmente, acolo era Marea Mediteraneană și atunci să aibă cele trei regate ieșire, să aibă porturi pentru a transporta mărfurile cu vapoarele lor care le transportau spre Europa. Și atunci, de atunci au stat aici amoniții, iar amoniții au preluat din Amman ca și capitala lor.
și i-au dat o denumire. Prima denumire a Amanului. Se numea Rab Bet Amon. Traducând acest cuvânt, aceste două cuvinte înseamnă regatul, raiul regatului amonit. Rab Bet Amon înseamnă raiul amoniților sau raiul regatului amonit. Au rămas amoniții la noi până în secolul 4 înainte nașterii de toți, când au venit grecii pe mâna lui Alexandru Macedon. Alexandru Macedon a spart cele trei foste regate și a intrat totul sub împărăția greacă. Și grecii au preluat din Aman ca și capitala lor, au rămas denumirea de Rab Bet Amon până în anii 223 înainte nașterii de Hristos, când conducătorul grec din această zonă se numea Antiochus al III-lea. El era căsătorit cu sora lui. Se permitea acest lucru la greci. Era căsătorit cu sora lui, care o chema Arsuni Philadelphia. Iubindu-o foarte mult, fiind și soră, dar și soția lui, a schimbat denumirea Amanului din Rab Bet Amon în Philadelphia, cea de-a doua denumire acestei capitale a țării. Deci este vorba de Philadelphia. Grecii au rămas la noi până în anii 64, înainte la Hristos, când au venit romanii pe mâna lui Pompei. Iar Pompei în aceea perioadă a făcut ceea ce era numit în aceea perioadă cele 10 orașe de Capuris. Fiecare oraș avea autonomie militară, economică, din toate punctele de vedere. Amanul este unul din cele 10 orașe de Capuris. Vom mai vizita încă un obiectiv, este vorba de Gerasa. Astăzi vom vedea Gerasa, care e alt obiectiv din cele 10 orașe de Capuris. A rămas denumirea tot, denumirea de Philadelphia, cu toate că s-au perindat tot felul de ocupații. Au venit bizantinii, după bizantinii au venit islamiștii, după islamiștii au revenit, să spunem, cruciații și apoi până în secolul 16, când am intrat noi sub ocupația otomană. Atunci turcii au schimbat denumirea Amanului din Philadelphia în Aman. Nu știu dacă ați auzit acest cuvânt, repetă turcii mult, Aman, Aman, înseamnă liniște și pace. Cuvântul Aman înseamnă liniște și pace. Deci aceasta era denumirea Aman. Turcia a rămas la noi până la începutul secolului 20, până în anii 1918. Revoluția arabă a început în 1916, dar tocmai în 1918 au fost scoși turcii de la noi. Noi am vrut să scoatem tot ce aparținea otomanilor. A schimbat denumirea Amanului din Philadelphia, scuze, din Aman, cum spun turcii, în Aman, cum spunem noi în limba arabă, care nu are niciun semnar. Dar e aproape de cuvântul Aman. Aman, da? Nu are nicio însemnare. Se mai numește și orașul Alb. Și asta din cauza acestor pietre din care sunt construite ziduri, după cum vedeți și dumneavoastră. În momentul când sunt aduse noi, sunt de culoare albă. Cu timpul se murdăresc și devine în această culoare, dar poate fi curățat și revine la culoarea originală, cea albă. Sunt niște cariere aici, nu? De unde se extrage? Da, sigur, de munți. De munții Iordaniei, toată piatra este adusă de aici. De când noi am făcut acum o casă. Calcar. Da, nu e. Gresie. 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 Mai dură decât calcarul și mai moale decât granitul. Și poate fi lucrată, deci este vorba de gresie. Bun. Cartierul acesta se numește Cartierul Husseini. Vom vedea în partea stângă, în scurt timp, un cartier întreg în partea stângă, după aceste blocuri aici, e mai nou. Dar o să vedeți acum în partea stângă un cartier întreg făcut de fostul rege al țării, este vorba de regele Husseini, bunul Dumnezeu să-l ierte. A construit un cartier întreg pentru palestinieni refugiați de 1948-1967. O să vedeți ce a construit un singur om pentru o populație întreagă, să spunem noi, un cartier, 10.000 de apartamente, tot ce vedem în stânga. Tot ce vedem în stânga este cartierul Husseini, să-i spunem noi campul Husseini, doar pentru refugiații palestinieni. Apartamentele se dau gratuit, destul de micuțe față de apartamente construite de obicei în țara, adică cam 100-110 metri pătrați sunt apartamente. Vorbiți aceeași limbă cu palestinienii? Da, 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 sigur. Tot limba arabă. Tot limba arabă, da. E dialect diferit? În momentul când începe să se vorbească, îți dai seama din ce zona lumea arabie, dar înțelegi tot. Da, peste tot. Înțelegi tot, da. Ca în România, la diferite. Moldovenii, oltenii, cunoște ce. Da, bine, dar nu, aici este altceva. Stilul de a vorbi. Stilul de a vorbi, îți dai seama din accentul ce... Accentul pe... Da, 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 pe ce zonă, din ce... De exemplu, dacă stai irachian, libian, sirian... Momentul când ce se vorbește, ală din Irak, ală din Kuwait, ală din Arabia Saudită, ală... În momentul când se vorbește, imediat îți dai seama, de unde provine. Da, citadelul avem în față. Aici este zidul citadelii. Ce vedem acolo drept în față este din secolul XII. Are 3200 de ani acest zid. Istoria este vastă în această zonă a lumii, deci când spunem noi cu 40.000 de ani înaintea nașterii lui Hristos. Foarte multe, foarte multe, adică o vreme foarte lungă. Dar să spun și cea mai veche comună de lume, 6.500
de ani, înainte, să spunem noi, înaintea nașterii lui Hristos, adică de aproximativ 9000 de ani, aceste statui care le vom vedea și noi pe Citadelă, în muzeul de pe Citadelă. Apă de unde luați? Stăm foarte prost. Suntem locul 2 în lume din punct de vedere al sărăciei cu apa. De obicei, da, de obicei precipitații vin foarte puține. De asta vedeți niște butoaie albe, negri sau gri. Amanu și Acăma. Amanu are 4 zile pe săptămână apa. 4 zile, 3 zile nu avem apă la robinet. Acăma are 24 din 24. Restul țării au o singură zi pe săptămână. Atât. Vine apă la robinet, doar o singură zi pe săptămână. Actualmente din rezerve ce avem noi și plus o să vorbim lucrul ăsta, luăm din Israel de la lacul Tiberias, ne da 100 de milioane de metri cub de apă după pactul de pace care l-am făcut noi în 94 cu izraelieni. Intrăm acum la Citadelă. Și la hotel cum rezolvă cu apa? Au rezervoare. Au rezervoare. Și cum vede când nu au de unde îi aduc cisternă. Eu am rămas fără apă de pe un aman și a trebuit să aduc cisternă. Trebuie să aduc cisternă. Cisternele de obicei vin gratuit. Deci la case, nu la blocuri, la hotel. Hotelul plătesc. În schimb, noi, dacă am rămas fără apă, vine cisternă de la primărie, de la aman. Și nu plătiți apa? Nu. Aia care vine pe cisternă. Aia ți-o da gratuit. Dar ce-ți dă? Un, doi metri cub, patru metri cub de apă. Da. Da, foarte puțin. Citadela, vă rog. Ia lăcă, nu bără-n lăcă. Lă. Lă, lăsă, mă văd de răsul mână mea în azi. El are apă pentru dumneavoastră. Că tot am vorbit de apă. Da. Acum mi s-a făcut și se. Da. Și mă duc să cumpăr biletele. صباحو صباح الورد كيفكم يا محترمين حبيبي خمسة يا باشا 15 نو رومان كام على الميكروفون على الباتري دوغات سنت والله طقطقه حكي فراته بس دوار شابكه ما اشتهوا نمي حكي فراته يسلموا Cred că pe banchetă pe aici. Da, rapid, mi-a pășat rapid de amenas. Le iunc. Stai la vasă de duhan. Ah, eu mai خلاص. Am dreptul să întrerup, dar trebuie să recuperez după. Da. După post. Recuperez. Stau, ții post. Când nu am de lucru. Dar când am de lucru, nu merge. Mi se usucă gura. Da. Și n-am cum, nu pot. Da. Plus că din cauza țigării sunt și nervos. Că cum pe lumea. Ce rezolvam, da. Poftiți. Da, țigara mă salvează. Ia, hai să vă dau biletele. Calmează. Da, vă rog. Mergeți, vă rog. Mergeți și ne oprim acolo. Sabaho. Buongiorno. Hala, ya mahtara. Habib. Habib, ya kala. Indra. Hello. صباح الخير. كيف حالك؟ نعمت بخير. صباحو. كيف حالك؟ Ok, deci cele trei denumiri ale Amanului, după cum vedem și noi, Rabet Amun, Philadelphia și Aman, așa cum le-am povestit și eu în mașină. Cele trei denumiri ale Amanului, începând cu Rabet Amun, apoi Philadelphia, apoi Aman. Acum o să mergem la aceea balustradă. E nevoie de toaletă acum? Nu. Toaletă. Poate la întoarcere dacă ai. Da. Imediat după acest chioș pe stânga, toaletele. Aici dacă vreți să beți o cafea la întoarcere, iarăși merge. Aici venim. Bun, cum revenim pe aici? Sabah khairat. Kef halku? Kram tu bkhair? Ok. Ce avem aici în spate, uitați-vă, sunt ruine ale caselor amuniților.
primii care s-au așezat. Deci aceste case au, sau aceste ruine au peste 3200 de ani. Unde s-au așezat, să spunem noi, oamenii simpli, oamenii nu bogați, sau oamenii nu conducători, sau oameni cu, să spunem, cu avuție mai mare. Deci acesta ce vedem aici, toată această suprafață este plină cu aceste ruine, doar că au scos o porțiune, să spunem, într-o porțiune, au scos aceste, să spunem, aceste obiective care arată casele foștilor amoniți și au 3200 de ani. Am început să povestesc în mașină despre condițiile de apă din țara și avem mari probleme cu apă, motiv pentru care au avut și ei înainte, inclusiv cei dinainte, pentru că precipitații veneau puține și trebuie să facă în așa fel încât să țină de ape. Acum o să mergem, o să vedem rezervoarele pentru apă de băut. Mai sus o să vedem un rezervor mare, deci rezervor amonit, să spunem noi, este, era pentru apă de irigație și pentru apa de spălat. În valea care o vedem aici, normal, este centrul vechi al Amanului, unde a fost râul Amanului. Acum în locul lui sunt două străzi, pur și simplu din cauza că a dispărut acest râu cu desăvârșire. Mergem să vedem rezervoarele pentru apa de băut. Nu sunt sfumători niciunul? Nu. Păcat. Păcat, nu? Eu fumesc ascuns. Am șeful în spate și nu mă lasă. Mihaela fumează, dar nu o lasă Ștefan, și atunci fumează în secret. Ca adolescenție, așa. Dar să nu mai spui la nimeni. De... Nu fumează doamna Mihaela, deloc, da. Nu fumează. Rosmarin, da, vedeți verdeața acum, să fii venit în mai. Cam peste o lună de zile, nu vezi nimic. Totul uscat. Totul uscat. Este uscat, bate soarele. Deja, uitați, eu suntem la începutul lui aprilie și deja... Și deja arde soarele. Deja începe să ardă soarele. Și acum încă e răcoare. Acum e răcoare. Rozmarin rezistă la secetă, rozmarinul. N-are nevoie de multă apă. Nu, dar obicei plantele, adică lumea încearcă să planteze la noi, ceea ce nu este pretențios la apă. Da. Vedeți că fumez pe ascuns sau, mă rog, țigara este palmată și asta din cauza că multă lume postește, da. Și de rușină lor. Ei n-au ce să-mi facă, normal, da? Dar de rușină celor care sunt, care țin post, nu fumez de față cu ea. Vreau șoferul să-mi dau o sticlă de apă, nu? Din respect. De respect pentru cei care postesc. Vă rog, aici veniți mai aproape. Ce vedem aici, rezervoarele care le vedem, sunt rezervoare pentru apa de băut. Acestea sunt rezervoare. Toată această suprafață este plină de aceste rezervoare și sunt și decantoare. Adică făcute în așa fel încât apa, trei decantoare, de obicei trece apa prin trei decantoare. Un fel de supraplin. Vine apa, se decantează, merge mai departe, se decantează, încă o dată se decantează, apoi intră rezervor. Și atunci devine oarecum curată, adică cât se poate de curată să ajungă la rezervor. Toată această suprafață este plină. Au scos autoritățile, să spunem, o porțiune mică să vadă lumea cum ar fi arătat, să spun, rezervoare pentru apă de băut. Mai sus vom vedea un rezervor imens, acela e pentru apă de irigație și apa de spălat. Aici se pare că ar fi fost o vilă, să spunem, sau o casă mare a unui om bogat. O să mergem acum unde este stâlpul acela, să avem o vedere frumoasă asupra centrului vechi al Amanului, dar și amfiteatrului greco-roman din centrul vechi al Amanului. Asta de aici pare valea fostului râu, nu? Da, acolo, acum o să o vedem de acolo, o să vedeți cum arată. Deci pe aici a trecut fostul râu al Amanului, da. Care a secat din cauza lipsii de precipitații, nu mai bine. Rezervoarele au, izvoarele au dispărut cu desăvârșire. Da, foarte multe. Cam cât plouă pe an de la aici? Foarte puțin. Foarte puțin, nu? Anul ăsta am avut. Anul trecut, acum 2 ani de zile, am avut mari probleme cu apă. N-au venit precipitații, sau au venit foarte puține precipitații. În schimb, anul acesta am avut. Statul Iordanel, că se țină de apele care totuși se duceau spre Marea Moartă, o să vedeți, toată căderea e mare spre Marea Moartă. Și atunci apele toate din ploi, din zăpezi, la noi când vin ploi, nu vin încet încât să le absorbe pământul și să se observe, să se formeze ape subterane. Și atunci toarnă cu găleată, pur și simplu. Pui mâna așa, nu-ți vezi mâna. Apa nu stă și atunci o ia la vale, spre Marea Moartă, căderea fiind acolo. Statul Iordanean a făcut 14 lacuri de acumulare, ținând toate aceste ape care cum se duc pe văile spre Marea Moartă pentru irigație. O să vedem unul din aceste, cel mai mare practic, ducându-ne spre Gerași, o să-l vedem și noi.
primi aici. Cred că vor să pună ciment aici. Că nu era așa. Ce panoramă frumoasă avem de aici. Păi asta e, de obicei aducem lumea aici la această superbă panoramă a centrului vechi al Amanului. Asta este bazarul, practic, unde e strada de acolo și o stradă în sine. Se poate vizita și bazarul? Da, cel mai bine seara. Seara, nu? Seara. Acum, vedeți, putem, nu e nici băcar mișcare, nu sunt mașini, că totul e închis. Seara? Dar seara, de obicei, după ora 8-8 jumate, e forfotă de lume. Da. Se trezește țara după 8 seara. Ca la 7 se mănâncă. Aha. Și atunci lumea începe să intre în mișcare. Acum se apropie și sărbătoarea și în această perioadă de obicei pleacă oamenii spre magazine să cumpere îmbrăcăminte nou pentru copii. De asta se face o forfotă extraordinară. După 8 seara e aglomerație fantastică. Și eu când eram copil la țară de Paști, tot timpul ne cumpăram îmbrăcăminte nouă, știi? Da, da. Veniți aici să vedem această frumoasă panoramă. Haideți. Că ați pomenit dumneavoastră această vale, uite aceste străzi, dar locul acestor străzi, practic, în valea aceasta era râul Amar, care nu mai e. Și spre valea, spre Marea Moartă. Nu, Valea Moartă e încolo. Încolo, asta e estul, da? Unde se scurgea, deci aceasta este căderea lui, spre Marea, se scurgea, vrea să spuneți, da, spre Marea Moartă, deci da, încolo. Da, se duce spre Marea, da, spre Marea Moartă. Și acum a dispărut, după cum vedeți și dumneavoastră, da? Amfiteatru greco-roman pe care o să-l vizităm și noi. În fața lui niște ruine acolo, este vorba de Odion. Odionul de obicei este un amfiteatru mic, rotund, închis. Era pentru a ține discursul despre problemele comunității, dar și pentru un fel de spectacole private. Veneau la ei oameni de super clasă, în alta clasă, le făceau un fel de spectacole private. Dar în schimb, în amfiteatrul care îl vedem acolo, o să vă povestesc eu despre el, ducându-ne spre acest amfiteatru, o să vorbim despre amfiteatru. Ia uitați-vă, așa arăt încolo, se vede o țiglă roșie, care o vedeți? Eu o vedeți? Uitați, se vede? Da. Acolo e vila în care locuiește regele. Regele locuiește în cel mai sărac cartier al Amar. Cartierul, cel mai sărac cartier al Amanul Husseini, ce vedem acolo, și acest cartier care se numește Jofe. Iar regele locuiește între cele două cartiere sărace. O să trecem prin fața curții regale. Întâmplător sau intenționat? Nu. Cel care a făcut această vilă e regele Husseini, Dumnezeu să-l ierte, da? Și el a zis, eu sunt din popor, stau între popor. Dacă deci vila din cărămide roșie, nu? Da. Dacă te lăfăi în fața omului sărac, îți dă în cap până la urmă. Da. Familia regală este extrem de bogată, dar și foarte modestă. Extrem de modestă. Sunt smerit. Foarte aproape de lume. Altfel n-ar fi rezistat regele Husseini 47 de ani să n-aibă probleme. Actualul rege are 25 de ani și să n-ai probleme înseamnă că ai fost om bun. Înseamnă că ești om bun. Aici ia-te de cine vrei. În zona aceasta. Iată de parlamentari, de guvernanți, de primari, de cine vine, de putere regală niciodată. Nu acceptăm. Pentru că întotdeauna au fost de partea populației. Întotdeauna. Foarte aproape de lume. Foarte aproape. Din acest motiv sunt extrem, extrem de iubiți. O să vorbim noi și despre familia regală care conduce actualmente țara. Ok? O să mergem mai departe. Încolo avem niște stâlpi care îi vedeți. Acest stâlp aparțin templului Hercules, marele zeu Hercules, da? Apropo, oameni buni, foarte multe obiective o să le vedem căzute. Nu au fost dărâmate de mâna omului, ci din cauza seismelor care au lovit în această zonă a lumii. Iordania se consideră oarecum o țară seismică. A fost lovită de 3 cutremure foarte puternice, 746, 748 și ultimul a fost în 1927. Și atunci au căzut aceste obiective, dar ce a mai rămas din fundația lor? Statuia marelui zeu a dispărut, să spunem noi, mult din această statuie, a rămas doar mână și o bucată de piept. Clădirea care o vedeți acolo e vorba de muzeu. În fața muzeului o să vedem aceste două bucăți din statuia lui Hercules. Templul este făcut în anii 150-160 după nașterea lui Hristos, din perioada lui Marcus Aurelius. Se fac săpături arheologice și în acest motiv sunt aceste bariere care le vedem puse încât să nu treacă lumea încolo.
Să găsească bani de aur. Plină țară. Plină țară de, să spunem, cumori. Probabil că mai caută oameni cu detectori. Sigur de metale, că da. Și eu am fost căutător de cumori. Da? N-am dat de nimic. Adică îți întreb și eu că dacă găseai ceva mare, nu mai erai cu noi acum aici. Da. Erai pe Dubai, pe undeva, la o piscină. Statul Iordanian interzice căutarea. Aha. Numai dacă ai găsit întâmplător. De exemplu, ai început să sap, să spunem noi, fundațiile o casă ceva și ai dat de ceva. Și atunci aici oprim. Și atunci poți să duci la stat. Vine statul, ridică el, nu tu să ridici. Și atunci îți dă 25%. Aia sunt curați. 25% din valoarea istorică, atenție, nu valoarea materială a unui obiect care a și fost găsit. Și cine stabilește valoarea istorică? Au experți? Da, au experți. De exemplu, un lucru care pot eu să-l vând, să spunem, cu 1000 de dinari, s-ar putea statul să-l pună la 100 de mii. Și atunci ești mai câștigător. Aha, ok. Deci, da, deci e vorba de valoare istorică. Da, sigur că da. Normal. Să spunem, stâlpi de la templul lui Hercules. Avem aici niște pietre care le vedeți. Sunt semne ale unor morminte care sunt din perioada epocii de piatră celei vechi. Aceste morminte se numesc mormintele dolmen. Nu oricine își permitea să-și facă mormânt dolmen, numai oamenii cu bogați sau oameni conducători sau ceva. După cum vedeți, aici nu e mormânt dolmen, doar că am adus aceste, au pus statul Iordanian și să arătăm și pentru că aceste morminte sunt în zone foarte accidentate, foarte greu să ajungi la ele. Adică nu orice turist ajunge, numai cei care vin specialiști în așa ceva și atunci se duc în zonele acelea să vadă cum sunt mormintele dolmen. Deci aici avem templu, da? Templu. Cine se ruga la templu? Paganii care se rugau la statui. Au venit după ei, după romani, cine au venit? Bizantinii. Iar bizantinii sunt creștini, nu? Au lăsat templu, au mers mai departe și și-au făcut biserică. Mai erau oameni care se rugau la statui, treaba lor. M-au dus mai departe și au făcut biserică. O să mergem la biserică. După creștini, cine a venit? Islamiștii. Iar islamiștii sunt musulmani. Au lăsat templu, au lăsat biserică și s-au dus în altă parte și au făcut moscheia. Pentru că mai erau creștini, erau oameni care se rugau la statui. Și atunci lasă-i, treaba lor. N-au vrut să-i deranjeze. Nu pot să-i deranjez. Multă lume deci, au ieșit în discuție că islamiștii ar fi dărâmat și templi și biserici. Dom'le, dărâmau templu, dărâmau biserică, dar nu și moscheia. Dar nu și moscheia, da? Și atunci și moscheia este căzută din cauze naturale. Este vorba de cutremurile care au lovit în această zonă. Lăsăm templu, mergem mai departe să vedem și noi biserica bizantină. Una dintre cele mai vechi biserici din țară. Făcută în 550 după nașterea lui Hristos. Deci în vremea lui Justinian. În perioada lui Justinian. În aceeași perioadă cu Sfânta Sofia. Cu Aia Sofia din Istanbul. Acum e discutabil dacă ăsta a fost într-adevăr templul lui Hercules, pentru că Hercules nu era zeu, era un semizeu. Era semizeu, iar, dar... Pentru că s-a găsit o statuie acolo, nu se înseamnă că într-o anumită perioadă a existat o venerare a lui Hercules. Probabil. Putea să fie templul lui Apollo. Nu, no, Hercules 100%. Da, pentru că doar de la Hercules s-au găsit artefacte, s-au găsit bucăți de statuie. Acum a apărut în zona Ajlonului, acum vreo 5 ani de zile, o statuie întreagă, aproximativ 3 metri înălțime, din aur pur, atenție, a lui Hercules. Deci a lui Hercules. Acum a dispărut aia, nu știm unde e. N-a fost pusă în niciun muzeu. Vă închipuiți. Și-a dorit-o cineva, da. mult. De 3 metri înălțime din aur pur. Da, ok. Biserica. Asta e bizantină. Bizantină, pentru că este îndreptată spre est. Da, ia uitați. Altarul, da? Altarul, direcțiile nu sunt așa, est, vest, nord și sud. Da? Și atunci aceasta este biserica bizantină. Apropo, Iordania e renumită din acest punct de vedere. A numărului mare de biserici care au fost descoperite în interiorul interiorul granițelor iordaniene. Până la ora actuală, 381 de biserici antice. Este un număr foarte mare pentru o suprafață mică. Primii creștini știm cu toții cât au fost de persecutați. N-aveau dreptul să construiască biserici una alta. De ce? Pentru că nu erau acceptați de către evrei și de către romani. Nu permitau acest lucru. Motiv pentru care ei se rugau în peșteri sau eventual în case.
primii creștini care au început creștinismul în partea de vest a râului Iordan, în Palestina, de acolo. Se pare că aici, în această zonă, când s-au refugiat, au găsit mai multă îngăduință. Motiv pentru care și-au construit o biserică care se consideră cea mai veche biserică de lume. Este în partea de est a Iordanii, foarte aproape de graniță cu Irakul și cu Siria, se numește Biserica de Rehab. Singura biserică de lume descoperită cu altarul spre vest. Se pare că primii creștini s-au rugat spre Ierusalim. Ulterior, în secolul IV, bizantinii au transformat direcția de a se ruga creștinilor spre est, spre de unde vine raiul, de unde vine Iisus. În acest motiv, toate bisericile, 380 de biserici sunt îndreptate spre est, una singură este îndreptată spre vest. Se consideră cea mai veche biserică din lume, construită în anii 231 după nașterea Hristos. La intrare, am vizitat eu această biserică, la intrare este un mozaic care spune că această biserică construită în anii 231. În aceea perioadă, religia creștină nu era religia principală a Imperiului Roman, n-aveau dreptul creștinii să se declare că era minoritară. Era o minoritară și plus faptul că n-aveau dreptul, erau persecutați dacă se declarau că sunt creștini, dar m-am spus din cauza că au găsit mai multă liniște și atunci și-au construit aceea biserica din localitatea Rehab. Deci biserica, templu, mergem la moschee. Deci aici avem o biserică cu trei nave. Da, trei nave, cu un singur rând de pronaos, naos și altarul. Da, exact. Care era închis și aici probabil că era o cupolă care s-a prăbușit și pietrele au fost luate alte construcții. Probabil la alte construcții sau sunt îngropate, s-ar putea să fie îngropate. Da. Trei nave ce înseamnă? Uite un culoare pe laterală. Și una în mijloc și una în stânga. Și partea centrală, nava centrală, duce spre altar. Aici probabil camere ale călugărilor care erau în acele. Chiliile. Da. Deci anul 500 după Hristos, ai spus biserică? 550. Da. În vremea lui Justinian, împăratul Justinian. Aici uitați-vă un mozaic, vedeți? Și toată biserica este cu mozaic, doar că nu este bine protejat, motiv pentru care multă lume a intrat și a umblat. Au smuls pietrele. Și atunci a fost... Da, deci e o prostie totală. Și-au căutat ce comori. Da. Ce cauți, adică ce rezolvi dacă ai luat o piatră? Din loc. Ai stricat foarte mult. Dar au și căutat sub mozaicul, comori, probabil, da. Pentru că exista mitul ăsta ca la orice temelie să îngropi aur. Pentru ca construcția să dăinuie. Și atunci ei au dărâmat, plus că s-au luat pietrele pentru alte construcții civile. Da, probabil. Când vrei să-ți construiești o casă, trimiteai servitorii să-ți adune piatră de unde. Era piatră finisată, era destul de... Da. Poate fi folosită, da. Viewpoint. Da. Astea sunt ziduri reconstruite. Asta, da, asta e reconstruit, sigur. Sunt ziduri reconstruite pentru că ele... Nefiind obiectiv UNESCO. Nefiind obiectiv UNESCO și atunci au reconstruit. Au putut să umble. Cum este și această clădire, care o să vedem. O să explic despre ea. Deci asta e o biserică târzie musulmană, adică după asta bizantină. Nu asta, moschee în stânga. Acolo e altceva. Acolo este sala de primire a oaspeților umaiazilor. Este palatul umaiazilor. Acolo și aceasta este sala de primire a oaspeților. O să intrăm în ea, dar moschee este în stânga. Deci vedem că și moschea este picată, da? Deci nu avem decât puțin din fundația acestei moschei. Creștinii se roagă spre est. Deci acesta este estul. Noi ca musulmani ne rugăm spre... Acesta este sudul și un grad spre est. Aceasta este direcția Mecăi. Ne vedem, uitați-vă în zidul ăla de acolo, e un fel de deschizător, o vedeți? Rotund acolo, semirotund. Acolo este ceea ce este numit la musulman mehrab.
La creștin, altar. La noi este mihrab, locul unde stă imamul, cel care conduce, să spunem noi, rugăciunea, da? La noi în moschei nu se intră încălțați, toată lumea se descalță la intrare în moschei. Se pun mochete sau, mă rog, covoare ce se pune pe jos unde se roagă lumea, că noi nu ne rugăm direct jos, după cum vedem. Vedem din arhitectura islamică, uitați-vă pe aceste ziduri. Arhitectura islamică care de obicei este reprezentată în flori sau eventual figuri geometrice. În islam se spune că nu ai voie să faci figură de om, pasăre sau animale, adică ce cu suflet. Pentru că se spune că pe lumea elaltă spune Dumnezeu a făcut figură, acum dă-i și viața. Ceea ce este imposibil, viața o dă doar bunul Dumnezeu. În acest motiv apar figuri geometrice sau eventual figuri de, să spunem noi, de flori. În rugăciunile la musulman, avem noi 5 rugăciuni pe zi. Știți probabil acest lucru. Avem 5 rugăciuni pe zi. Prima începe de la 5 dimineața, apoi avem la 1 fără 20, apoi avem la ora 4 și 20, apoi avem la ora 7 și 3 minute, apoi ultima este la 20 și 20 de minute. De ce s-au stabilit orele astea? Haideți la umbra atunci, dacă se lungește, haideți la umbra. În funcție de ciclurile de muncă. Nu are nicio legătură asta. Înainte n-aveau ceasuri. Deci nu erau ceasuri și trebuia să stabilească orele rugăciunea, adică când să se facă rugăciune. Au stabilit în următorul. Prima, înaintea răsăritului soarelui, trebuie să o faci. A doua, le-a spus profetul, în următorul fel, vii cu un boț, să spunem, are înălțime de un metru, un băț, și îl pui în pământ, îl împinge în pământ, când nu are nici pic de soare, nici pic de umbră, soarele deasupra. Și atunci nu are pic de umbră, a intrat cea de-a doua rugăciune. A treia, când lungimea umbrei este cât lungimea bățului. Bățul are un metru, lungimea umbrii are un metru. Deci un fel de ceas solar. Ceas solar. Și atunci are un metru și asta are un metru, înseamnă că a intrat cea de-a treia. A patra, când apune soarele. Momentul când a apus soarele, înseamnă că a intrat cea de-a patra rugăciune. Ultima, le-a spus așa, ieși în afară, în întuneric, și ai două ațe, una albă și una neagră. Când nu le deosebești una de cealaltă. Și atunci înseamnă că a intrat cea de-a cincea rugăciune. Asta în perioada când n-aveau ceasuri. Acum avem ceasuri. Și atunci ni se spune la ora cu tare sunt rugăciuni. Noi le știm acum pe din afară. Eu de la vârstă de 8 ani de zile n-am întrerupt o rugăciune. Deci am 51 de ani în care nu am întrerupt o rugăciune. Și la Mecca de câte ori ai fost? Am fost o singură dată. Anul ăsta. Te-am vorbit cu Adel când era. Obligația de musulman nu, la asta Mecca, nu, asta nu este în timpul pelerinajului. Când este timpul pelerinajului maxim? Asta era pelerinaj minim. Pelerinajul maxim, hajj. Ala se face la 70 de zile după postul Ramadan. Deci peste 5 zile se va termina postul Ramadan, se va termina în 5 zile. După postul Ramadan cu 70 de zile este pelerinajul de la Mecca. Acolo poți te duci dacă poți din punct de vedere material și al sănătății. Adică dacă ești dator n-ai voie să te duci. Dacă a spus Dumnezeu, te scutesc eu de datoria mea, dar dacă ești bolnav. Sau dacă ești bolnav. Nu te duci. Nu te duci, dar nu ești obligat să te duci. Costul este foarte mare. Viza Arabiei Saudite costă $4,000. Numai viza pentru pelerinaj și nu se dă la oricine. Nu oricine poate obține. O singur om trebuie să plătească $4,000 ca să ajungi la pelerinaj. Ca să nu fie aglomerație, că ar veni un miliard de oameni. Acum pun ei, de exemplu, Iordania. Cât le dai? De exemplu, din Iordania să vină doar 4.000 de pelerini. Atât acceptă Arabia Saudită. Și atunci dau 4.000 de vize. Și cine ia banii ăștia? Arabia Saudită? Arabia Saudită. Banii ăștia se plătesc. Și cum se aleg cei 4.000, Adel? Că sigur sunt mult mai mulți oameni. Pe ce criterii aleg cei 4.000 de pelerini? Vârsta. Vârsta înainte de toate. 65 de ani în sus. De la 65 de ani în sus. Deci deja că sunt cu ambele picioare în groapă, știți? Da. Dacă n-ai fost niciodată. Chiar dacă. Eu, de exemplu, n-am fost niciodată, dar nu permite. Până după vârsta de 65. Și atunci mă duc și depun cereri. S-ar putea să vină rândul, s-ar putea să nu vină rândul. Înțelegeți? Sigur, aranjamente se fac. Se fac aranjamente. Sunt tineri care s-au dus. De exemplu, mama se duce. Mama trebuie neapărat să fie însoțită de cineva și atunci merg eu cu ea. Obțin viză. Okay. Ați înțeles? Pot să obțin viză. Mm-hmm. Ok. Acum o să revenim la islam. La rugăciune. 8.000 de dolari. Da? Fără doar mama și dumneata. Da, fără doar și poate. Deci fiecare persoană, femeie, bărbat. Da. Și un copil de o zi trebuie să plătească viza. 4.000 de dolari. Acum, că să faci rugăciunea, e o spălare specială, care se numește udu. Spălare specială pentru a face rugăciunea. Cum se face? Te speli prima dată de 3 ori pe mâini și între degete, bagi, uite așa faci, încât să intre apă peste tot. Asta e prima. Apoi te clătești în gură de 3 ori.
nasul de 3 ori cu suflatul nasului, fața completă de 3 ori, apoi ambele mâini începând cu dreapta până după coate, ambele mâini să te speli bine, dreapta și apoi la stânga. La chirurgie. Exact. Și apoi părul, urechile și picioarele până deasupra gleznii. Asta este spălarea pentru a intra în rugăciune. Nu ai voie să faci rugăciunea dacă n-ai făcut această spălare. Poți să faci. Mai există o excepție, dacă nu ai apă, poți să dai cu nisip. Ala e încă, da, ala Coranul e, asta. Te prefaci, practic. Ai făcut așa, te mâini așa. Nisip și te freci cu nisip. Te freci și apoi pe picioare dai așa, un pic, gata. Se consideră spălarea dacă nu ai apă. Da, noi vorbim când ai apă. Și atunci, poți să faci cele 5 rugăciuni cu aceea spălare. Dacă n-ai făcut următoarele 3 lucruri, unul din ele. N-ai adormit, odată adormit nu mai ai control asupra trupului, da? 2. Nu ai vomitat. 3. Nu ai folosit toaleta. Dacă nu te-ai dus la toaletă sau n-ai făcut, nu ai vomitat și nu ai n-ai adormit, poți să faci cele 5 rugăciuni cu o singură spălare. Fără niciun fel de. Dar, de exemplu, mă trezesc eu dimineața la ora 4:30 în fiecare dimineață. Asta e reflexul meu. Mă trezesc, mă spăl, aștept, mă duc la moschee sau fac acasă rugăciune și mă culc la loc. Acum, când pentru a doua rugăciune trebuie să mă spăl, că am adormit. Sau dacă am fost, trebuie să mă spăl. Că să te speli, obligatoriu trebuie apă. Motiv pentru care au săpat aici un rezervor. Rezervor făcut în stâncă. Intră în el în jur de 200 de metri cub de apă. Apa adunată din canale făcute și atunci apa adunată din ploi, din zăpezi, se adună în acest rezervor. Probabil cu găleată scoteau ca să se poată spăla și intra în rugăciune. Ok? Acolo, în rezervorul, o să-l vedem și noi. Acum, ce avem clădirea aceasta, am mai povestit despre ea, am zis că este vorba de sala de primire a oaspeților. Umayyazilor, umayyazii cei care au condus lumea islamică după profetul Muhammad alayhisalam și cei 4 halifa, Abu Bakr, Umar, Uthman și apoi Ali, cei care au condus lumea islamică, apoi a venit un clan, se numeau umayyazii, care au condus lumea islamică. Ei au construit foarte multe obiective, să știm, importante, mai ales palate și așa mai ales sunt palatele deșertului. Această sală ce vedem aici este reconstruită, puțin din ea este original și atunci aceasta este sală, doar sală de primire a oaspeților. În spate este palatul care este căzut și acela. În islam se spune că n-ai voie să aduni femei străine de bărbați străini în aceeași încăpere. Motiv pentru care cum intrăm acolo, să mergem acolo, cum intrăm acolo în partea dreaptă cum vedea o cameră, în partea stângă alta cameră, da? Cea din dreapta era pentru o femei, cea din stânga era pentru bărbați. Apoi se coboară niște trepte, în stânga se punea tronul sau scaunul pe care stătea regele. Cel care intra în audiență cobora acele scări, mergea în dreapta și se adresa regelui. Hai să intrăm și noi în sala de primire a oaspeților. Nici nu îndrăznesc să pun țigările aici de rușină oameni. Da, da, da. Păi, de țin ascunse, da. Ăsta e rezervorul. Da, acesta e rezervorul. Da. Că nu puteau intra la rugăciune aici la moschee fără să se spele. Fără să se spele, da. Și orice moschee trebuie să aibă o fântână care să... Să aibă apă. Poate să faci curățirea înainte de rugăciune. Uite altă moschee exact pe direcția asta. Da. Pe linia asta. Da, uși, uite uși aici, blindate cu metal, exact ca la mănăstirea Horezu. Același model, cu tablă. Ok, camera pentru doamne, camera pentru domn. Sistemul de construcție al acestor arcuri se numește cheia. Cheia de bolta sau pârghia, să-i spunem noi. Cum construiau? Făceau zidurile, ridicau zidurile, da, și apoi umpleau cu pământ și formeau arcul. Apoi începeau să construiască pietrele deasupra acelui pământ, dar scoteau puțin de aici, puteau până formau arcul. Ultima piatră care se pune se numește cheia sau cheia de bolta. Apoi încep să scoate ei pământul. Scoți pământul, se așează acele pietre pe aceea piatră conică. Cum e asta? Cea din mijloc. Uite, o vedeți? Uite aceasta, da? Cea din mijloc. Da, și atunci se așează pe ea prin forța greutății. Rămâne așa. Dacă scoți piatra aceasta, cade tot. Cea din mijloc, de exemplu, acolo, mai subțirică, așa, vedeți? Aceea este cheia de bolta. Și atunci e conică pusă așa. Și atunci s-au așezat toate pe ea prin forța
forța greutății, după cum vedem și noi. Mult din el este original, restul aici este refăcut. Revedem din nou în arhitectura islamică, v-am spus, unde nu apar figuri de oameni, animale, pasări, ce o fi, deoarece este interzis din punct de vedere al islamului. În stânga acolo se punea scaunul pe care stătea regele, aici în dreapta cel care intra în audiență, urma scările și mergea și se adresa regelui. În spate este palatul, ieșirea aceasta dă direct în spre curtea palatului și apoi palatul este în spate, este picat și acesta. Haideți să vedem cum arată. Dar regele ținea audiențele aici, în moschee? Da, da. Aha, nu moschee. Nu moschee, în acea, moschee această sală. Acolo. Moschee era acolo. Asta e sala de primire a oaspeților, okay. Da. Okay. Nu, că semănă ca o moschee, așa, de-aia mă întrebat. Aș mai face o completare. Umplerea cu pământ se făcea atunci când nu exista lemn. Dar când există lemn, faci cofrag, adică așa cum e bolta asta, da, și completezi cu piatră. Deci unde este sărăcie de lemn, unde nu prea este lemn, se era obligat să pună în păduri. Aici o problemă mare cu lemnul, pentru că să știți că n-a fost. Mâncarea se făcea cu lemn. Da, adică... N-a fost. Peste 40% din suprafața Iordaniei a fost împădurită. Da, dar actualmente doar 1%. E greu de adus. Wow. Nu, aici era pădure foarte multă, doar a fost defrișată. Difrișată pentru căldura, pentru ardere, pentru gătit, mâncare. Pentru mâncare. Așa se și explică de ce nu mai este râul ăla, pentru da? Că lipsa apei. Pădurile atrag apa. Da, pădurile atrag apa. Pădurile... Știți cum se spune, înainte să tai un pom, trebuie să plantezi 10. Exact. Că să fii sigur măcar unul să se prindă, da? Deci curtea palatului, după cum vedem și noi, acolo este palatul, sau zona unde ar fi fost palatul, este picat. Da, vreți să mergeți să faceți acolo, să filmați? Nu, no, ok, cum de zici. Cum doriți, dacă vreți să mergeți acolo. Ok, se vede o poartă acolo, o portiță, să spunem noi, acolo sunt niște camere micuți, erau pentru servitori. Acolo erau camerele servitorilor în partea stângă. Pe această ușă se intră ceea ce este numit hamam. Ați auzit de hamam? Da. Baia aceea turcească. Baia turcească, da. Acest hamam este privat, este doar al curții regale. Ori eventual au oaspeți de seama care veneau. De obicei, hamamurile sunt foarte mari, adică republice, dar acesta fiind privat. Hamamul de obicei este format din trei camere. Camera rece, camera potrivită și camera fierbinte sau eventual sauna. După ce aceste băi sau aceste camere toate întotdeauna au fost acoperite, da? O să intrăm acum pe această ușă. Prima dată vom intra în camera rece, apoi o să vă arăt camera potrivită și apoi vom vedea și camera fierbinte. Vă rog. Chiar eram curioasă cum arată un hamam, n-am văzut niciodată. Aveți în hotel. Este în hotel. Este în hotel, da. O să merg să văd. Da. Un fel de spa. Ok, aceasta e camera rece. Aici se schimbau, dădeau haine, probabil erau cuiere unde agățau și hainele. Mergeau mai departe, treceau pe această ușă. Apropo, este închisă și asta din cauza că oameni fără scrupule au folosit toaleta. Aici nu mai este mozaic. Aici e gresie pusă pe jos, vedeți? Ia uitați-vă, da? Aceasta este camera potrivită. Se mergea mai departe spre camera fierbinte. Acum când ieșim încolo vom vedea cum arată camera fierbinte. Vom vedea niște plăcuțe pe care stăteau și erau îmbăiați. Erau probabil spălați cu apă și cu săpunul și cu toate ce foloseau. Sigur, îți trebuie apă fierbinte. E un bazin. Sub el puneau lemne. Și atunci ce fierbea apă, se făcea un fel de sauna acolo unde stăteau și erau îmbăiați. Repet, această baie este privată, este doar a curții regale, a familiei regale. Nu putea veni doar... cineva de afară. Da, nu. Aici ce făceam? Aici se așezau, uitați-vă, scaune speciale făcute. Separate. Da, unde stăteau, după ce făceau relax, un fel de relaxare după baie. O să vedeți, dacă să mergeți la o baie turcească, o să vedeți că este un loc de relaxare după ce s-a făcut baie. Se așează lumea la un ceai, la o cafea, la un arghila, la o tacla. După cum vedem și noi. Deci se vedeți cum sunt făcute aceste scaune, un fel de răzămătoare, probabil că puneau saltele, puneau și perne pe care se așezau. Aceasta, da. De oaie, de animale. Da, de obicei pe ei. De obicei uitați, pe ei. Avem aici ceva foarte interesant, sistemul ăsta de olane, de aducțiune, da, de apa, apei, da. Care e făcut din ceramică îmbinată. Deci sunt bucăți mici de ceramică care sunt arse. Și sunt îmbinate pur și simplu. O să vedem lucrul ăsta la Petra. De canalizare. Probabil că depozitul unde puneau ceai, făceau ceai, făceau cafea. Ok, deci o să vedem la Petra. La Petra tot așa, conductele făcute din ceramică pentru apă de băut. Ceramică purifică apa.
Deci ceramică purifică apă și acum ei încercau apele din ploi, din zăpezi, care vin și la ora actuală. La noi, de exemplu, pe casă, o să vedeți, nu avem noi acoperișuri unde să se ducă apa. Și atunci, pe tavanul sau pe acoperișul caselor sau blocurilor, e făcut, aplicat într-o parte. Ca să se strângă apă într-un colț și atunci burlane. Și atunci rezervoare. Acum de nu m-am construit o casă. Primul lucru care mi l-a cerut primăria, rezervor. La rezervor trebuie neapărat de pe casă să strâng apa din ploi sau eventual care cum vine din zăpadă să se strângă în acel rezervor. Primul lucru care te obligă primăriile, burlane, dar și rezervor pentru apa, încât să strângi și apa de băut, să nu fii nevoit să folosești și apa de la stat, din cauza asta, din cauza problemelor cu apa. La Petra este altceva de orice. N-aveau unde în Petra resursă de apă de băut de la izvor, se numește izvorul lui Moise. Mâine, când ai să ajungem în Petra, înainte să intrăm în Petra, o să oprim la izvorul lui Moise. De acolo au adus conductă din ceramică, aproximativ 7-8 km. Conductă din ceramică. Este și la ora actuală. Are 3200 de ani de când curge acel rezervor, izvor de apă, o să-l vedem și noi. Mergem să vedem camera fierbinte, să vedem rezervorul pentru apa fierbinte și apoi rezervorul mare în care adunau apa pentru irigații și pentru spălat stânga. Probabil că era depozit această cameră. Da, deci aceasta e camera fierbinte, acolo. Sunt plăcile pe care se așezau, ca să fie și spălat. Se văd că sunt doar două, trei plăci pe care se așezau, v-am spus, fiindcă este o baie privată. Este privată. În acest bazin, practic, fierbeau apa. De dedesubt puneau lemne. Te dau drumul la foc și atunci apa se fierbea și se făcea un fel de sauna acolo. Uitați-vă cum ar fi arătat. Uitați-vă așa cum ar fi arătat camerele, da? Deci toate erau acoperite, închise. Uitați-vă cum ar fi arătat, se spune, un desen grafic. Să spunem noi cum ar fi arătat camerele toate ale acestei băi, doar că au picat, să spunem noi, acoperișurile. Acolo avem bazinul mare. Bazinul în care adunau ei apa pentru irigații și pentru spălat. Ai, bazin serios. Foarte mare bazin. Uite, a mai rămas apă de atunci. A rămas apă din ultimele ploi. Peste tot acolo sunt decantoare. Acolo sunt decantoare unde venea apă, canale peste tot făcute încât apă prima dată venea în decantoare. Se decantează și apoi intra prin această gaură, cum ar veni, se scurgea apa în bazin. Deci este decantorul, este o zonă unde apa se liniștește și se depun nămolurile. Nămolurile de toate, nisipul, da? Da, mizeria, da. Și cum pleacă apa curată. Curat, cât se poate de curat. Trei decantoare încât apa să ajungă cât se poate de curată în bazin. Ați înțeles? Foarte deștepți oameni buni pentru acea perioadă. Acest bazin a fost construit în perioada amunitului. Apoi l-au folosit grecii. Grecii erau o nație că în momentul când plecau dintr-o locație care venea alt ocupant, distrugeau tot, ca să nu profite următorul ocupant. Și atunci ei au distrus acest rezervor, l-au dărâmat. Romanii au avut nevoie de el, motiv pentru care l-au reconstruit. Se vede că pietrele nu sunt uniforme, sunt rotunde, patrate, dreptunghiulare, mai mici, mai mari. Și atunci l-au construit din pietrele totuși care l-au găsit în această zonă, pentru că au avut nevoie de el. Toate ocupațiile care au venit ulterior l-au folosit, practic. Au făcut și scara, după cum vedem, să se poată fi coborul în interiorul acestui bazin, să poată fi curățat de mizerie. Nu, asta de irigație și de spălat. Mi se pare interesant că ăsta e un loc foarte înalt, poate unul dintre cele mai înalte din zonă. Da. Cum se acumula apa? De unde venea? Doar din ploi și zăpezi. Doar din ploaie, nu se scurgea de unde? Nu avea de unde. De râul era în vale, era acolo. Deci și atunci n-avea cum. Se strângea pe platou ăsta, Diana. Da. Se strângea în bazine. Da. Nu lăsau nici un pic de apă să curgă. Să se ducă de râpă, da? La nivelul ăsta, dar era atât de multă apă încât să... Veneau. Erau ploi înainte. Era bunul Dumnezeu. Eu țin minte. Ajungea săpada la 2 metri. Acum nu se mai umple ăsta niciodată. Nu. Foarte greu. Pentru că, în primul rând, nu toate canalele sunt deschise. Nu toate canalele sunt deschise. Se face inundații în momentul când a venit ploaia. V-am spus, la noi când vine ploaia, toarnă cu găleat. Da. Și atunci apă n-are loc. N-are cum. Adică nu faci fața. Înainte erau canale care făceau fața, da. Actualmente nu mai fac fața, da, că multe din ele sunt
închise, da? Ok, o să mergem acum la clădire unde avem acel, acel steag, vedeți? Este vorba de muzeu. Apropo, în muzeu nu se dă voie să se dă niciun fel de explicații, deoarece sub fiecare piesă este pus câte o, un indicativ, să spună cam ce reprezintă această piesă și din ce era este. Sunt mai multe ere, o să vedem era islamică, o să vedem era romană, era bizantină, toate sunt în acest muzeu. În fața muzeului vom vedea cele două, cele două obiecte de care v-am spus, mâna și pieptul lui Hercules. O să intru totuși cu dumneavoastră în muzeu să vă arăt acele statui care sunt datate la 6500 înaintea nașterii lui Hristos. Apoi, după ce am ieșit, mergem, vă las acolo, vă fixăm un timp și apoi ne vom vedea în față la intrare. Cum ați ieșit din muzeu? Stânga. O luați la stânga și o să mă găsiți la poarta. Acolo, dacă avem nevoie de toaletă, dacă vreți să beți o ceai sau o cafea sau ceva, avem loc acolo unde se poate, se poate bea. Nu se dă voie să dăm explicații și dacă vreți să faceți fotografii sau filmați, fără blitz, doar atâta. Okay? La intrare, pe dreapta și pe stânga, o să vedem două obiective. Este vorba de ceasul solar roman. Au avut romanii ceas, fraților, o să vedeți cum este în dungi făcut de ceasul solar roman și vom avea de văzut și Medoza. Ați auzit de Medoza? Medoza, da? Versace, aceea femeie frumoasă care a fost prinsă făcând sex într-un templu și a fost transformată în femeie urâtă cu părul plin de șerpi. O să vedem și noi capul acelei femei. La intrare, tot așa, pe dreapta și pe stânga, nu este, v-am spus, nu dau explicații și atunci am să vă arăt. Sunt două capete de femei frumoase. Era vorba de nimfele. Nimfele sunt iubitele Marului Zeu, care de obicei erau așezate într-un loc care se numește Nymphium. Acolo venea Marele Zeu să se joace cu iubitele lui. O să vedem Nymphiumul în Geraș, cel din Amman o să-l vedem. Aici avem un copac foarte, unul dintre singurii copaci care se numește oțetar în România. Da? Oțetar, dacă frunzele lui, dacă le freci în palmă, așa miros a oțet. El e foarte rezistent la... La apa. La apă, pentru că aici nu există multe luni pe an, nu plouă. Și deja și România e plină de oțetari. Pe unde mergem, Adel? Pe acolo? Pe acolo, da, mergeți. Asta e dovada că... Da, nu pot să cum le spune că... Da. Ok, deci cele două obiecte care le vedem acolo este vorba de mâna și pieptul lui Hercules, din statuia lui Hercules acolo. Acum o să intrăm în muzeu, imediat pe dreapta și pe stânga vom vedea ceasul solar roman și vom vedea și, Meduza, da? Poftiți! Apoi ieșirea, oameni buni, cum ieșiți de aici în stânga și continuați drept în față pe acest drum, ajungeți la poartă, ne vedem la poartă. Ăștia de la cu Meduza asta s-au inspirat de la Versace, cred că. Nu, da, Ștefan? Da, 100%. Păi Meduza a fost ucisă de Hercule, de asta au asociat statuia asta lui cu Hercule. Dar sunt sigur că nu a fost al lui Hercule. A ce? Deci aceasta este Meduza. Aceasta este Meduza și acesta este ceasul solar roman. Da, aceasta scrie aici Meduza și aici scrie ceasul solar roman. Este zeiță Artemis. Artemis este zeiță protectoare orașului Geraș, Gerasa. O să vedem templul lui Artemis acolo. Iar veniți cu aceste două nimfele. Nimfele iubitele Marului Zeu. Artemis era sora lui Apollo. Acestea sunt statuile despre care v-am povestit, sunt datate la 6500 înaintea nașterii lui Hristos, care au fost descoperite la vreo 3 km de centrul veic al Ammanului. Aceste statui, o parte din ele. Restul, cele mai importante, sunt în Muzeul Național al Iordaniei din Amman. Repet, statuile care au fost descoperite în Aen, la Zal, la 3 km aici de centrul veic al Ammanului și sunt datate la 6500 înaintea nașterii lui Hristos. Restul, cele mai importante, sunt în Muzeul Național al Iordaniei din Amman. Asta era un fel de amulete, ceva de... Din gips. De noroc. Da, de gips. Sunt unele probabil care au fost ceva ritualuri. Pentru că, de exemplu, e una, o vacă în care este întipt un cuțit. Probabil că ar fi fost ceva blesteme. Dumnezeu știe ce reprezintă acele statui. Ale cele mai importante, v-am spus, sunt în Muzeul Național al Iordaniei Raman. Desigur, aici aveți erele care cum sunt. Era romană, era islamică, era de fier, să spunem noi. Înțelegeți? Deci, aveți aici
faceți fotografii, filmări, ce vreți dumneavoastră și ne vedem. La intrare în stânga. La intrare în stânga. Am văzut că scrie ceva despre manuscrisele de la Marea Moartă. Da, sunt foarte importante aceste mari. Nu, nu. Sunt cele mai importante. Cele mai importante sunt în la Israel, ascunse. Cel mai important manuscris de la Marea Moartă este la Vatican. Mai este unul foarte important din Turcia, care dă ca totul peste cap. Creștinismului, din păcate. Scrie exact, datele exact, ce a spus Domnul nostru Hristos, realitatea creștinismului, modificările care au fost făcute ulterior. Nu vor fi scoase niciodată, pentru că vor da tot creștinismul. Epocile vechi, moartea copiilor era foarte... Da. Cel mai important e la Vatican, a spus, manuscris de la Marea Moartă, de la Qumran. Foarte important acela, da. Ok, ne vedem la poartă. Adel, dă-mi și-mi, te rog, microfonul, că dacă cum se rămâne deschise... Am. Mulțumesc, da. Gata. Da, poți să înjuri. Și oamenii se încălzeau cu paițuri și țineau de mânerul ăsta, aici se punea uleiul în gaura din mijloc și pe acolo era un fitil care lua foc și te plimbai cu opaiță ăsta ca să iluminezi noaptea. Interesant. Și toate astea sunt opaițuri, se numesc. Societatea modernă nu mai știe ce înseamnă opaiț. Astea sunt reprezentări, astea sunt zeițe de casă pe care le aveau credincioși în casă, așa cum avem noi astăzi icoane. Pe vremuri erau reprezentări ale zeităților romane și grecești. Și fiecare familie primea la căsătorie o zeitate care să-i protejeze casa, așa cum acum se primesc icoane de căsătorie. Și astea sunt găsite fie în... Statuia Afrodita. Da. Afrodite nude. Column miniatur. Interesant cum s-au păstrat atâtea mii de ani. Era zeița frumuseții Afrodita. Și era măritată cu Hephaistos. Hephaistos era zeul metalurg, care era cel mai urât dintre zei. Urât în sens de... cea mai frumoasă și cu cel mai urât, exact, da? Exact, da. Femeile... Femeia cea mai frumoasă cu cel mai frumos, cu cel mai urât bărbat. Și copiii au ieșit frumoși sau urâți? Erau și așa, și așa, depinde. Astea sunt vârfuri de săge și de suliță care au fost găsite și care erau folosite la vânătoare pe vremuri. Uite și astea, ce interesante. Da, asta deja am ajuns în epoca pietrei. Asta este silex. Deci era o piatră care era foarte ușor prelucrabilă. Nu era moale, numai că era dură și se putea sparge cu altă piatră ca să aibă fețe tăietoare, astfel încât să poți curăța pieile de animale, să dai carne. Aici... Poți sus. Și amfiteatru. Haideți să intrăm în amfiteatru. Este slujba acum, de? Ha? Nu, asta e Coran, se citește în Coran. La 1 fără 20 va fi. Aici se face în fiecare seară, acum, okay. Aici se face în fiecare seară, se fac mese gratuite pentru cei care nu au posibilități de mâncare, cei care țin post sau oameni trecători și n-au unde să mănânce. Și atunci primăria din Aman și Ministerul Turismului fac această masă gratuit. Masă caldă cu orez, cu carne, cu ciorbe, cu salate, cu absolut tot gratuit. Se fac în această zonă pentru trecători, oameni n-au posibilități și atunci vin și mănâncă aici gratuit. Nu numai în acest loc, foarte multe locuri în Aman sunt de corturi mari făcute și cam în jur de ora 6 seara se deschid și vine lume să mănânce, oamenii care nu au posibilități sau sunt săraci. Unul dintre stâlpii islamului este dăruirea. Dăruirea care se numește în limba arabă zaka, care este milostenia. Milostenia, da. Și la când e sărbătoarea Ramadanului, când se termină Ramadanul, trebuie să cumperi o oaie și nu, asta nu Ramadan. Nu Ramadan. După pelerinajul de la Mecca.
Atunci trebuie neapărat, deci, care au posibilitatea, sigur, să tai oi și două treimi. Trebuie să o dăruiești carne crudă, săracilor. Carne crudă, nu gătită. Ca omul să o gătească cum vrea, cum vrea el. Da. Dacă o prăjești, mănâncă două persoane. Dar așa omul poate face mai multe mâncăruri. O fierbe face cel da. De tocăniță. Sabaho. Kifak ya muhtaram? Şu akhbarak? Bibi hayyak Allah, kul antum khair. Wa ana talib atik. Assalamu alaykum. Haideți! Amfiteatrul este original, ce avem aici este original, nerefăcut, adică nu e umblat la el, nu a avut de suferit din cauza că a fost construit, după cum vedem și noi prima dată, cum am spus, grecesc, dacă veniți mai aproape, cu atât mai bine. Așa. De ce? Cum arată un amfiteatru grecesc sau amfiteatru roman? Grecii se folosesc de natura, burta unui deal. Da? Asta e o modalitate. Romanii construiesc oriunde piatră peste piatră. O să vedem la Gerasa acest lucru. Grecii pun loja în mijloc. Ia uitați-vă. Vedeți? Romanii pun în stânga și în dreapta. Așa se văd niște scaune mai speciale acolo. Le vedeți? Acolo în stânga și în dreapta. O să vedem perfect acest lucru la Gerasa, acele amfiteatre. Deci acesta, etajul inferior, primul etaj este grecesc. Celelalte două sunt romane. Primul etaj are 14 rânduri de scaune. Al doilea are 15 rânduri de scaune. Al treilea 16 rânduri de scaune. Intră în el cam 6.000 de oameni, folosit și la această oră. Poate fi folosit pentru piese de teatru sau eventual piese muzicale. De obicei, seara se fac un fel de spectacole gratuite pentru oamenii din amar sau oamenii care vin din țara. Vine lumea în curtea amfiteatrului, se țin spectacole muzicale sau eventual teatrale gratuit pentru oamenii din țară. Avem o cameră acolo sus, unde e aceea doamnă, vedeți? A fost descoperită statuia zeiții Atena. Zeița Atena este zeița protectoare a orașului Aman. Deci a fost găsită în aceea cameră. Camera mai este una în stânga acolo, alte grilaje, le vedeți? Acolo camera era, s-ar putea să fi fost pentru îngrijitorii zeiții. De obicei, amfiteatrele peste tot o să le vedem construite sud-vest. De ce? În momentul când începe să apună soarele, se face umbra. De obicei, spectacolele se ținau după amiază și atunci se face umbra să nu intre, în ochii oamenilor. Făcând aceste amfiteatre semirotunde, sonoritatea este perfectă. Este un loc în fiecare amfiteatru. În fiecare amfiteatru este un loc, un fel de microfon, unde stătea prezentatorul spectacolului. Și acolo prezenta, acolo stând acolo, să mergem acolo. Stând acolo vorbind, se aud într-un fel. Atenție, te muți 20 de centimetri lângă, numai aceeași chestie. Numai în acel loc. O să vedem acest lucru în acest acustica. Amfiteatru. Da, și apoi o să vedem un fel de ecou, se întoarce sunetul. În stânga aici avem un muzeu, este Muzeul Folclorului Național, Folclorului Iordanian, acolo al Portului Național Iordanian. Puteți intra în ambele muzee, după ce mergem o să vă arăt locul unde practic este sonoritatea perfectă. Fotografii și apoi ne revedem în fața acolo unde sunt acele steaguri. Haideți să vă arăt acel punct. Scena asta e refăcută. A fost scena originală până acum un an de zile, care a picat și aceea. S-a dus și atunci au refăcut această scenă. Care la același stil, cum era aia veche, în stilul al ei, dar este mai nou. Salam aleikum. Kef hal. Obiectul acesta i-a venit. Obiectul acesta la care cântă acest om, salam alkhariam. Salam tu bkhair. Hayyak Allah. Se numește Rababa. Rababa. Un fel de vioară, da? Mm-hmm. De obicei cântă la el, cum se zice, acest om cântă cântau înainte în corturile șeicilor, la beduin. Cântă de obicei, știu să cânte din la el și apoi cântă și din gură. Desigur, în lauda șeicului sau, să spunem lui, al acestui trip, da? Deci Rababa se numește. Haideți să vedem și noi și punctul 0. Să ne cânte ceva. Asta cântă la nai. Nu, la fluier. Microfonul.
aeroport aici, la doi pași. Nu, nu e un aeroport care a fost aeroport civil, actualmente este un aeroport militar. A, se aude? Statui. Și încă o chestie foarte importantă, în fața, uitați-vă aceste găuri, uitați-vă peste toți, sunt în fața amfiteatrului. Momentul când începea spectacol era un fel, făcea un fel de spectacol al apei, de sărea apa. E pe strada pe care am mers noi era râul Aman și atunci avea o presiune, avea presiune și atunci avea o presiune încât apa sărea în fața spectatorului înainte să înceapă spectacolul. Da. Da. Am uitat că avea microfonul și s-auzea dublu. Da. Haideți aici. Foarte frumos când de bătrânul. Da. Ia uite, domnul Sorin, aici. Da? Aici. Da. Stând aici, aici dacă vorbim, se aude ecou, într-un fel, da? Aici nu mai e. A, acolo se aude altfel. Probă, 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 cum se aude. Și se aude în tot amfiteatru, nu? Peste tot. Aici e punctul cel mai... Da, acolo sunt patru săgeți. Bună ziua, oameni buni. Da, se aude foarte bine. Da. Și aici mă mut. Bună ziua, nu se mai aude nimic. Da, incredibil. Numai. Fantastic, în acest punct. Cum ar fi descoperit asta? Ei, știau ei. Din locul ăsta se aude cel mai bine. De aici nu se mai aude la fel. Ce tare crezi, incredibil. Deci stai acolo pe crucea aia, să vezi cum se aude. Vocea vorbește ceva tare. Uite acolo de crucea aia, mișto. Aici, pe săgețele. Și după aia fă un pas mai încolo. Zi ceva. Wow, se aude. Zi mai tare. Se aude tare, da. Și acum, dacă mă mulți, se mai aude deloc. Fantastic. De aici, practic, stătea prezentatorul spectacolului. Nu, aici veneau și actorii. Deci, în Grecia antică, actorii erau numai bărbați. Da. Purtau niște piei de capră pe ei. Da. Și de aia vine tragedia. Tragedia de la tragico, care înseamnă țap. Da, da, da. În Grecia. În greaca veche. Da. Și trebuie să înțelegem rolul ăsta al amfiteatrului grecesc, că avea un rol de socializare, așa cum sunt rețelele noastre de socializare. Era un fel de Facebook mai antic. Mai antic, da. Aici veneai ca să te uniformizezi în legile lui Zeus, în legile lui Artemiza, în legile lui Atenei. Deci era o uniformizare a societății. Da. Și era, trebuia să te îmbraci frumos, să vii să te prezinti. Să vii special, să te speli, da. să nu veneai aici să mirori. Sau și chestiile astea, de ce erau astea? Probabil zei. Puneau statui ale zeilor. De găurile acestea, deci erau care pentru le vedem, statui. Da, se făcea un fel de fântână arteziene. Sărea apa. Momentul, având în vedere că pe locul străzilor era râul Amanu și atunci era presiune mare. Aveau apă de om. Și atunci sărea apa în fața spectacolului înainte să înceapă spectacolul. Ce frumos. Da. Niște jocuri de efecte, lumini și de apă. Efecte teatrale, spectaculoase, pentru că nu aveau lumină. Da. Și mergeau cu făclii și aveau și o macara cu care anumite personaje apăreau în scenă și se numea Deus Ex Machina în greaca veche. Da. Deci aici rolul amfiteatrului grecesc era foarte important pentru că aducea pace. Faptul că stătea unul lângă altul, te cunoșteai cu ei, nu puteai să te mai bați. De comunicare, de socializare, da. Și aderați toți la aceeași lege. Da. Asta era... Și mesajele stăpânirii veneau tot aici. Tot în amfiteatru se transmiteau, da. Era foarte greu să transmiți că a apărut o boală, o holeră, boală, anunțau tot. O ciumă. Da. Și atunci se strângeau. Și venea aici primarul și zicea: "Eu am holeră, sper că nu v-am dat și vouă." Da, nu, este tot ăla, Marian Vanghelie. Marian Vanghelie. Deci ai auzit de Marian Vanghelie? Exact, da. Aici, cu goagălele lui. Da. Goagăle. Da. Vezi că a ajuns Marian, cunoscut și în Iordania, cu goagălul. Da, acum candidează, vrea să candideze. Vrea să-l fac iar primar. Ai ieșit din pușcărie. Da, ieșit din pușcărie. Dar are niște procese pe rol, adică nu e... Nu e terminat tot. Da.
Uite pe crest, se duce până sus acolo. Ele erau de asemenea dimensiunea amfiteatrului încât să poată auzi ultimul om, ultimul rând, da, trebuia să audă ce se vorbește de întâmplă, aici, da. Și ce piese de teatru. Și erau niște... Uite la Diana acolo, se leagă poză, îl punem pe thumbnail. Niște creatori de conținut, ca să zic așa cum ai spune astăzi, era Sofocle, de exemplu, care... Influencer, cum ar veni. Da, influencer, da. Da, deci Sofocle era influencer. Aveau și înainte, da. Uite, război de țesut exact cum aveai și la noi. Dar dincolo ai fost în celălalt muzeu, de... Da. Ai văzut că erau motive tradiționale și de la noi, adică... Da, sunt... Asta se măcina. Deci puneai cerealele acolo și învârteai cu roata și asta și ieșea pe laterală, ieșea fricțiune. Da. Dar modele astea zici că sunt de la noi, din Oltenia. Din... Da, da, exact. Uite și ăla de acolo. Vezi că sunt foarte multe elemente care seamănă cu ale noastre. Da, chiar zici că seamănă. Uite, sunt și furca din România. Uite acolo. Da. Exact, din România. Uite și femeile lor se seamănă cu româncele. Uite aici un jur dudeam, unde stau femeile la... Deci stau separat, nu stau cu bărbații împreună. Ce mici sunt ceșcuțele de cafea, pentru că așa e normal să bei cafea, doar să guști. Nu începe, Ștefan. Nu încă din alea mari cum să bea astăzi. Uite, ceasă să bea și noi acasă, pe perete. Da, înseamnă că și tu ești din arabi, cumva. Sau arabii sunt olteni, astea una din variante. Begemon, șești beși. Aici jucau table, pentru că tablele sunt joc arab. Știu, de asta Videanu și cu Blaga și cu Blejnar jucau la Nisa table. Blejnar nu. Și în scrinul ăsta. Și funiere. Aici sunt flinte de secol XIX. Deci de la 1800 primele flinte. Uite ciubucul ăsta, se fuma înainte. Uite, ăsta e un map, Sorin, uite, aici e un map care zicea cu bilele astea, un incitor. Foarte interesant cum au reprodus activitățile domestice, agricole. Nu? Ce interesant, da, au făcut. Da, au figurat foarte frumos. Tot ce... Au făcut o ideogramă cu porcul arab, cum e porcul arab. Cum luau apă de la izvor. Și ăsta e, uite, atenție foarte mare, ăsta e un burduf. De capră. Din piele de capră în care se strângea apă. Pentru că înainte nu erau sticle de plastic, cum credem noi că au fost dintotdeauna. Iar cele din argilă erau prea grele, probabil. Da. Mai ales pentru femei. Asta era o nobilă care o ducea cu cutia. Și să nu fie văzută. Și aici în față era suportul de telefon pentru GPS. Pentru Waze. Sau mânerul de care se ținea să nu... cadă, să nu se dezechilibreze. Ah, bride. For the wedding. Da, era... Mireasa, era plimbatul. Mm-hmm. Era regina mire. În ziua anunții. Și asta e nașa? Nu, nașul. Nu, asta e taxul care ducea la căsătorie. Uite, coboară exact ca la noi. Și obiceiul zestrei vine tot de aici. Ăsta-s cuțea cuțite. Da, de ocilărie. Un tocilar la propriu. Da. Nu la figurat.
Cântarul. Uite, cântarul, da. Era balanță. Aveau probabil ceva mai scump. Un bijutier care făcea... inele. Pietre, le asambla. Oreți diamantele? Nu, sticlă, sticlă. Atunci nu opresc filmarea. Olar care făcea oale. Ăsta cazangiu care pregătea cazanele și talgere. Toate activitățile necesare vieții de zi cu zi. Vezi, asta e original tot, coridorul ăsta. Pietrele. Și pe jos, plăcile. Andiamo. Am intrat într-un muzeu de port popular. Zice, dar văd că și sunt și un fel de soldați aici. Uniforme. Uniforme ale soldaților. Ia să vedem ce zice. Desert guard in his long military dress, inspired from the traditional Arab kaftan, headdress red kufeiha with Arab army emblem fixed on the head band. Dar nu zice de ani. Ba, îți spun eu, e vorba de primul război mondial. Da? Perioada primului război mondial. După pușcă e cunoscută, după ce? După ținută și după uniformă. Deci, în perioada primului război mondial, englezii au vrut să slăbească puterea Imperiului Roman, Imperiului Otoman, care avea aici stăpânire, și au provocat triburile și zonele astea să se răscoale. Și au și îmbrăcat, le-au dat haine militare, echipament militar, puști, muniție. Și au și reușit să facă pagube destul de mari Imperiului Otoman, cu care englezii se băteau la vremea respectivă. Deci coboare. Ce la microfonul măști. De... La Adel, dar am scos. Ok. Că în încăpere se aude bine. Aici uite o țesătorie pe care o găsim și la noi, în zona Moldovei și chiar a Olteniei. Tipul ăsta de zigzaguri și cu... Ai văzut că a zis Adel că e oltean. Poate el a adus de aici, de acasă. Așa, astea sunt ținute de... Vă zici că e de la noi, din Oltenia. Exact, să știi, mă. Deci exact. Deci n-a glumit când a zis că e oltean. Uite și asta. Marama asta și fotă și toate elementele astea sunt foarte puțin diferite de ale... noastră. Deci tu crezi că oltenii se trag din Iordania? Nu, dar și noi și ei am stat 500 de ani sub otomani, sub Imperiul Otoman. Și atunci și cultura s-a uniformizat în interiorul Imperiului. Uite și asta, deci că dacă o vedeam la noi, la țară, ziceam că e de la noi. Foarte florile alea, vezi? Da, foarte multe elemente folclorice sunt din spațiul otoman și mâncărurile. Foarte multe, ai văzut că ne ducem la all inclusiv, găsim mâncăruri pe care le mâncăm și acasă. Sarmale. Și pifti și sarăili și... Pifti. Astea sunt de bărbați. A, uite că... Încolo e altceva. Foarte interesant. Uite și cum făceau mâncare. Asta era bucătăria lor. Toată bucătăria lor. Asta era. Hai să ne uităm pe partea asta. Asta e așa numita mâncare la țăst. Încălzeai făceai cu paie și puneai lipie. Mm-hmm. Și nu diferă foarte mult. Câte frunze de viță. Obiecte decorative. Tot așa. Uite, asta seamănă foarte mult cu traistea de Maramureș, ca și da. Design și ca și culori. Vezi? Exact cum au Maramureș, traistea. Tot din lână făcută, cum o fac și maramureșenii. Foarte interesant. Uite, căciulă de aia. Circasian.
Deci men traditional de dress. Ce cuțit avea, mă? Ce înseamnă circasia noare? O zonă geografică. A nu se confunda cu circadian, care este un ciclu de metabolic al omului. Astea sunt hanghiere și pumnale, care erau purtate în mod tradițional de musulmani. Hai. Rasa, Gheraș. O să vedem că era de ruinele orașului Gheraș. Traversăm orașul Gheraș, mergem în stânga spre vestul Iordanii, practic, unde este castelul din Ajlon sau singurul castel islamic de pe teritoriul iordanian. Adică construit în perioada islamică, la asta mă refer. Dar de ce îi spune castel Adel? Chiar e un castel? Chiar un castel? Un castel, da. Aha. Castelul lui Saladin. Ați auzit de Saladin? E castelul lui Saladin. Saladin. Saladin, da. Cunoscut la noi. Da, cel care a învins cruciații. Cei care și a izgonit din Ierusalim. Din Ierusalim. Și apoi o să vă povestesc eu despre istoria lui, când a fost construit și care a fost scopul pentru a fi construit acest castel. În stânga avem curtea regală. Seamănă foarte mult cu Israelul, da. Iordania. Ca și arhitectură, ca și... stil de viață și oamenii seamănă foarte mult cu... De asta și vorbesc palestinienii de acolo aceeași limbă cu iordanienii. Palestinienii sunt cei mai apropiați la limbaj sau la accent, să-i spune, de Iordania. Cei mai apropiați. Acum așa, Iordania, Palestina, Siria, Liban, Irak, toate țările Golfului, Arabia Saudită, Kuwaitul, Emiratele, Qatar și așa mai departe, Omanul. Mergem mai în sud, așa, Egiptul, Sudanul, Mauritania, Djibouti, insulele Lunii, sper că n-am omis o țară. În orice caz, ăștia toți ne înțelegem în proporții de 99%. Aceeași limbă. Aceeași limbă. Este zona ocupată de Mahomet și de califii, exact. De după Mahomet. Exact. Apoi, acum mergem în nord, în nordul Africii. Libia, Tunisia, Marocu, Algeria, astea au fost colonii franceze. Vorbesc mai rapid franceză. Ne înțelegem cu ei ca în proporție de 50%, atât. Nu înțelegem ce vorbesc tot. Ce vreau să spun? Dacă s-ar vorbi limba Coranului, adică limba literară, noi aici vorbim de limba populară. Dacă s-ar vorbi limba Coranului, care e limba literară, ne-am înțelege cu toți în proporție de 100%, inclusiv cu turcii, malezienii, indonezienii, indienii, tot ce se numește musulman, tot ce trebuie neapărat să citească Coranul în limba arabă literară. Nu poți să faci, de exemplu, rugăciunea în limba română, nu merge. Sau în limba indiană, nu merge. Sau în limba persană, nu merge. Trebuie neapărat Coranul, când îl citești, să-l citești în limba arabă literară. Ați înțeles? De acest motiv, turcii știu araba. Nu știu araba turcii, pentru că sunt musulmani, ei neapărat trebuie să facă. Dacă știu araba literară, nu araba populară. Ați înțeles? Dacă vorbești cu turcii în limba arabă literară, limba Coranului, înțeleg turcii. Ați înțeles? Limba arabă literară nu este vorbită în nicio țară în afară de Mauritania. În Mauritania, oarecum singura țară arabă care vorbește limba arabă literară. Nu complet.